Ieri, cazinoul din Constanța a fost redeschis pentru câteva ore pentru a găzdui dezbaterea Patrimoniul Regal la Marea Neagră. Evenimentul face parte din campania Oamenii Timpului și a adus la oaltă arhitecți, oameni de cultură, profesori și reprezentanți ai administrației locale. În ciuda stării avansate de degradare, cazinoul din Constanța a fost redeschis ieri pentru o dezbatere, dar și pentru a găzdui expoziția scurtă istorie în imaginea cazinoului din Constanța. Unul din subiectele abordate în cadrul întâlnirii a fost, bineînțeles, și cel al reabilitării. Ceea ce ați văzut astăzi este un fel de preview a ceea ce va urma în cazino. În mod cert, lucrurile se îndreaptă spre un final fericit cu cazinoul, pentru că oricât de dificil ar fi acest parcurs al legislației, al procedurii de atribuire, contestații, în cele din urmă vom avea un câștigător al licitației pentru proiectare și execuție, lucrări de restaurare la acest imobil unic, la cazinoul din Constanța. Cred că mult mai important pentru urbe, pentru a simți că acest proces de redevenire a cazinoului aparține orașului în primul rând și în al doilea rând României, aceste evenimente vin să adune oamenii cu diferite evenimente culturale, cu diferite dezbateri, cu diferite întâmplări ale lumii intelectuale a Constanței. Din punctul acesta de vedere, mă bucur că oamenii timpului sunt într-un imobil care, iată, aparține timpului și știm foarte bine că la Constanța, într-un oraș în care anul viitor comemorăm 2000 de ani de la dispariția lui Ovidius Publius Naso, timpul se măsoară puțin altfel. Chiar dacă timpul se măsoară altfel, răbdarea constanțenilor ați văzut că a ajuns oarecum la capăt. Trebuie să avem un cazino restaurat. Compania Națională de Investiții sunt convins că va finaliza această procedură de atribuire și că anul viitor vom avea un cazino în lucru. Până atunci, le propun constanțenilor să deschidem, chiar etapizat și pentru o zi, cazinoul pentru asemenea evenimente în care lumea bună a Constanței, oamenii valoroși ai Constanței, să invite oameni reprezentativi ai României pentru asemenea dezbatere. Clădirea inaugurată în anul 1910 era odată considerată kilometrul zero al distracției. Iar după Revoluția din 1989, cazinoul a funcționat ca restaurant, dar și ca loc dedicat evenimentelor culturale. Faptul că ne aflăm astăzi aici ne demonstrează un lucru, și anume că el nu este afectat în structurile sale de rezistență. Cazinoul poate fi reparat și trebuie să fie reparat. Acest lucru avem certitudinea că se va întâmpla. Eu, de pildă, m-am implicat scriind o carte, alții s-au implicat făcând campanii publicitare în favoarea cazinoului. Încercăm cu toții să ne aducem contribuția la acest curent de opinie, care sigur că va transforma această clădire acum părăsită în ceea ce a fost ea odinioară, clădirea simbol al orașului nostru. Apropo de asta, ce credeți că ar putea fi aici după ce cazinoul va fi restaurat? Sigur că poate să fie o instituție de cultură sau poate să fie un spațiu cultural. Dacă mă întrebați pe mine ce mi-aș dori eu să fie, eu cred că ar trebui să fie un cazino în continuare, pentru că a fost concepută ca un cazino, a fost gândită ca un spațiu necesar unei vilegiaturi marine și ar putea să adune lumea aici, așa cum o adună acum Mamaia. Ar fi un alt gen de provocare, poate pentru alt public decât cel care frecventează acum Mamaia, dar constituie desigur un centru de interes, nu numai pentru cultura, dar și pentru vilegiatura Constanța. În cadrul expoziției scurtă istorie în imaginea cazinoului din Constanța, organizate de Ordinul Arhitecților din România, filiala Dobrogea, participanții au putut admira planurile originale ale uneia dintre cele mai cunoscute clădiri din țară, emblematică pentru stilul Art Nouveau, precum și o scurtă istorie recentă care include trecerile de la municipalitate la Ministerul Dezvoltării și invers.